În acest an școlar, toți elevii primesc o notă la purtare la finalul fiecărui modul. Media de la finalul anului școlar se diminuează cu câte un punct pentru fiecare 20 de absențe nemotivate. Media scăzută la purtare afectează menținerea burselor pe care le primesc elevii, iar o medie sub 6 la purtare înseamnă repetenție. Bursele de excelență, de merit, de reziliență și tehnologică sunt condiționate de media 10 la purtare sau de calificativul foarte bine, la finalul anului școlar anterior și de numărul de absențe nemotivate. Pentru clasele a 12-a zi, a 13-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 6 iunie 2025. Pentru clasa A8, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 13 iunie 2025. Absolvenții claselor A8 vor susține proba scrisă la limba și literatura română pe 23 iunie 2025, iar proba scrisă la matematică va avea loc pe 25 iunie 2025. Noul calendar școlar aduce schimbări importante pentru elevii de clasa a 12-a. Ei vor susține probele orale la bacalaureat în perioada 27 ianuarie 7 februarie. Probele scrise rămân tot în vară, doar că mai devreme cu o lună față de normal, între 10 și 16 iunie. Decizia modificării calendarului a fost luată din cauza temperaturilor tot mai ridicate din timpul verii.